Este o treabă oarecum constituțională și de foarte multe ori poate fi asociată această cuperoză cu prezența unor factori infecțioși, cum ar fi, spre exemplu, pe față prezența unui Demodex folicularis, este un parazit. De asemenea, se poate asocia această cuperoză cu o infecție digestivă, cu Helicobacter pylori, este o bacterie digestivă, și de cele mai multe ori nu are o cauză cunoscută. Se pare că totuși există o predispoziție genetică. Cuperoza este o patologie care se manifestă cu un eritem la nivelul feței și respectiv roșață pe față, care este de cele mai multe ori deranjantă atât din punct de vedere estetic, cât și simptomatic, pentru că ea ustură puțin, această roșață însoțită de simptome de usturime, de mâncărime, de scoame prezente și așa mai departe. Nu este o problemă ușor de rezolvat, poate ar fi mai ușor de rezolvat în situația în care într-adevăr se asociază cu una din infecțiile de care vă vorbeam, pentru că atunci mergem țintit la cauză și atunci avem o șansă în plus. Suplimentar, ea evoluează în stadii diferite, plecând de la flash-uri eritematoase, adică o roșață, apoi pielea jevine, iar roșață, pielea jevine, ca ulterior roșața să reprezinte o constanță, ca pe mai departe poate să apară pe fundul acestei roșeți, pot apărea papulopustule, care sunt asemănătoare coșurilor și care deranjează, și într-un stadiu destul de accentuat apar vinișoare pe față, telangiectazii, și de cele mai multe ori la bărbații vârstnici este însoțită ca stadiu final de orinofimă. Nu știu dacă ați văzut vreodată la bărbați că au acel nas globulos. Oamenii aia nu sunt alcoolici, săracii sunt traduși în societate ca niște oameni consumatori de alcool, dar nu asta este realitatea, ci este ultimul stadiu al cuperozei și destul de greu de rezolvat odată ajuns aici. În situația în care nu este o cauză cunoscută, atunci începem să facem diverse tatonări procedurale cu diverse potențiale efecte. Există diverse tipuri de lasere care au beneficii destul de bune, dar laserele respective se utilizează și acelea pe termen lung, pentru că, revin, tendința pielii este să vină la geneză, să se întoarcă acolo unde, de unde a plecat, ca să putem să încetinim evoluția sau poate cine știe, de cele mai multe ori avem o șansă în plus să stopăm evoluția, ar trebui să avem în vedere factorii declanșatori. Temperatura este factorul cel mai agresiv. Deci, practic, vara avem obligația să utilizăm creme de fotoprotecție, pe care trebuie să le reaplicăm din două în două ore. Când se fac dușuri, dușurile trebuie făcute cu apă oarecum la temperatura camerei mai călduță, dar nu foarte calde. Apa nu trebuie să fie foarte fiartă. Sauna, este o contraindicație să facem sauna, și de asemenea alimentație. Trebuie să avem în vedere că trebuie să excludem alcoolul. Acum, toată lumea știe că un pahar de vin roșu care conține resveratrol n-a omorât pe nimeni, și ba din potrivă. Dar alcoolul în cantități mari și în general tăriile reprezintă o contraindicație. În plus, în alimentație, când bem ceaiuri sau mâncăm ciorbe, ar trebui și ele să fie consumate la temperatura camerei, nu foarte fierte, pentru că produc această vasodilatație, acest flash, care la un moment dat produce niște modificări irreversibile. Și de asemenea trebuie să excludem din alimentație mâncărurile care conțin arome puternice, picante, ardei, iuți. Și cam aici trebuie să ne limităm.